Salutare tuturor și bine v-am găsit la PES Simulator 99 în prima lume, unde n am mai fost de extrem de mult timp. Așa că de data aceasta, pentru că în sfârșit s-a schimbat, să poți să deschizi mai multe chei deodată, datorită la Mastery. Te duci la Mastery, cred că poți să, uite, vezi, la level 40 poți să combini toate cheile și cred că la level 60, 70, 80, nu știu, pe undeva pe aici, Poți să deschizi sau nu știu dacă e la Mastery direct, cred că e la orice gen, dar pe unde aici ori la Mastery, bine nu avem atât de mare Mastery, dar nu prea contează că acum o să facem Mastery pentru că avem de deschis 100.000 de key. Nu, glumesc, ar fi prea mult, dar avem 10.000 de Crystal Key care valorează 217 milioane. Eu din păcate nu mai am Wizard, dar putem să mergem aici cred, și putem să așteptăm să vedem cât de mult costă. 217 milioane. Dacă le vând și mai ieftin, aș putea să iau tot 200 de milioane și ar valora mai mult decât câte peturi sunt aici. Ia să vedem cât de mult putem să vedem. Asta colorează 37 de milioane. Ar trebui vreo 5-6 huge-uri din ăsta 10.000 ca să-mi au profit. Sau un rainbow sau un golden. Ideea e că avem 10 overlord-uri, niciun royalty. Așa că acum vedem exact câte chestii primim. Dacă îți bune, dacă nu. Deschidem câte 100, câte 100. Până atunci apăsați voi butonul de like. Că 200 de milioane care se duc pe apa sâmbetei cel mai probabil, scoatem peturile, mergem fix aici, totul e pregătit și începem să facem, să deschidem, da? Avem o grămadă de case, vedem cât de multe, cât de multe huge-uri primim. Și dacă aș primi un rainbow, aș fi foarte fericit că pot să-l pun în echipă, dar ideea este că sunt 10.000 de case, Știți, dai seama ce șansa nu e atât de mare, dar e o șansă destul de bunicică pentru a la orice fel de huge. Uite, acum, bine, îi semnul întrebări acolo, nu este nimic, a dat 200.000, de dai seama că acum Cheile au crescut, Crystal Key au crescut mai mult datorită faptului că acum poți să le deschizi de deodată. Înainte erau ca minutile, trebuia să stai ore în șir. Dacă aveai prea multe chei, să dai zile în șir ca să le deschizi. Și acum e ok, doar le deschizi așa. La un moment dat voiam să desfac un episod în care deschid câte una, câte una, dar însă bă frate, nu facă, durează mult, poate nu pică nimic, a pierd și timp, pierzi și... Crystal Key și toate astea, dar acum că s-a băgat Quality of Life în ultimul update, e extrem extrem de bine, mult mai simplu. Până acum nimic, cred că am deschis vreo 8, 800, ceva de genul și a fost nimic. Dacă puteai să deschizi nu mai multe, sincer nu mai multe, că nu ne trebuie mai multe, dar dacă puteai să deschizi mai multe deodată, știi? Adică nu, pardon, nu mai multe deodată, dar mai rapid, uite ce gen delay e, poate să fie ceva la mastery, la mastery n-am făcut până acum nimic, ca să vedem cât de mult am consumat, am consumat în total 1400 de key, da? 1400 de chei și am făcut doar nici măcar un level, deci îți trebuie foarte multe chei, mai ales dacă... Acum o să deschid cheiurile, nu o să le mai vând. Din moment ce, da, dacă le vând, e mult mai bine, ia mult mai multe gemuri, dar am dat 500 de milioane de gems. O grămadă de gemuri doar să fac anumite chestii de mastery și acum nu o să stau la niște chei să le cumpăr sau nu știu ce, doar le farmez și loc să le vând le folosesc pentru că am făcut ăsta 500 de milioane am dat pe el, am dat pe o de, pe ăsta am dat 500 de milioane, 500-500 de milioane, pe ăsta am dat o grămadă mai ales că încă nici nu l-am făcut, dar am o grămadă de chestii pe care trebuie să le deschid, este o grămadă de episoade care o să vină curând, dar până atunci adă și noi în loc aici să vedem exact ce se întâmplă, niciun șuș până acum, deci probabil nu o să pice nici măcar unul. Dacă pică unu, e ok, dar măcar să pice primul, știi? Sau o să ne pregătească să ne dea rainbow. Chiar dacă ne dă rainbow, doar unul nu o să facem profit. Două rainbow, e ok. Un rainbow golden, e ok. Un rainbow, două normale, e ok. 3 golden, e ok. Măcar ceva acolo, știi? Până acum am descris vreo 2000 de chei și absolut nimic. Nici măcar royalty, nici nimic de ce nu, nu? Sau ia să vedem, poate au scăzut șansele la ce pică. Nu, nici măcar un royalty sau un overlord, dar asta e partea interesantă. Dar mai avem aici o grămadă de chei. Plus că facem mastery. Sincer, da, chiar aș vrea să pice ceva, dar în același timp facem ceva care e foarte, foarte greu de făcut. Mai am încă una, două, trei. Trei, mai am încă trei și după trebuie să facem fishing și digging. Probabil pe alea nu o să le fac niciodată, vreau să rămân la level 1. Dar poate la un moment dat, dacă ai toate chestiile masterului făcute, îți dă ceva. Bine, acum o să zic Oxi uh, acolo jos în uh, comentarii. Iap, 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 șiaba dubidu, șiaba dubida. Oricum, acum asta e tot ce pot să fac. Deschid eu și iap, dacă nu pică nimic. Avem niște criticale, niște dăstea. Absolut nici măcar un juj până acum, gen. Nici măcar uh, nu Unde este juju, -ju, gen? dăm puțin mai în față. Mergem fix aici. Mergem tot aici în stânga, dreapta, vedem acum ce se întâmplă și am făcut level 80. Avem chestii mai bune din Crystal Key. Avem cu 15% de la chest, de la text și de la ăsta, da? Mai mult tot mai bun, deci poate avem șansa mai mare la Huge acum. Vezi, vezi că e bine rău de tot, la 90 ne la 90 șansă mai bună din voi mai multe chestii, avem șansă să ne păstrăm cheia și la level 99, mult mai lut, mult mai bun de la acest ăsta. 6. 5 chei nu au fost consumate. Din 100 de chei, 5 chei e chiar ok. 6 chei nu au fost consumate. Bine, astea se aduc, se adună încă la 100. Dar stau aici și deschis și absolut nimica. Bă, da, mi-a picat un șiu și n-am văzut eu. Ia stai să vedem aici. Nu, absolut nimica. Mai avem în total... 6400 de chei, deci am deschis 3600 de chei, nici măcar un huge. Dacă deschizi 10.000 de chei și nu pică nici măcar unul, atunci chiar că au scăzut șansele rău de tot. Mergem aici. Vedem acum, pică Juju, îl simt, îl simt, frate. Acum o să pice un golden. Nu în asta, nici în următoarea, a treia dată, da? Asta nu pică. Nici de data asta nu pică. Stai puțin, aici a nu pică absolut nimica. Dar de data asta pică, stai să vezi acum. Și acum uite Juju. Care este? Este Rainbow? Rainbow? Și nu este absolut nimic. Wow, mă gândeam că dacă zic pică. Dau aici, mai deschid, mai vedem aici ce se întâmplă. Absolut nimica. Mergem puțin mai în față, mai deschid și eu încă câteva nici măcar un șugi aici. Câte îi primim din 10.000 de chei? Absolut nici măcar unul. De 10.000 de chei. Bine, măcar facem asta. Asta e ok. Acum, cu nici măcar nu ți le dă pe toate deodată, genunele să spau, uite, le deschis pe toate, unele se spawnează în spate rău de tot, dar totuși vin între noi, știi? Bine, asta n-a fost un exemplu bun, că toate au venit deodată, dar uite aici, vezi? Uite, vezi asta la final? După aici nici măcar un șugi, mai dau încă o dată să vedem dacă pică ceva. Frate, nici măcar un huge, ferios. Nimica, absolut nimica. Ia să vedem câte chei mai avem. Aici nici măcar încă un huge. Mergem bine, nu mai mă uit la chei, dar mă uit la master. E aproape level 81. Deci din vreo 5.000 de chei am făcut 3 levele. mi ai trebui încă 100.000 de chei, ceva de genul. Să cumperi 100.000 de chei, dacă 10.000 valorează 200 de milioane, 2 bilioane. 2 bilioane să faci level. Și si nici nu se știe dacă Crystal keys dau atât de mult. Poate poți să iei sau chestii de genul. TK e mai ieftin decât Crystal Key. Și absolut nimica frate, gen. Eu ce să mai deschid aici să vedem dacă pică ceva, gen. Dar nu știu, nu știu, vedem acum. Câte che mai avem? Mai avem... Ia, stai, a picat aici? Nu, n-a picat absolut nimica. Nu? Bum, absolut nimica. Mergem mai jos și avem aici nici măcar un reality sau ăsta. Soare foarte mici și în total mai avem... 4 ,000... am deschis 5.500 de chei și n a picat nimica. Să spuneți și voi în comentarii dacă ați deschis Crystal Key și ne va pica nimica. Ia să vedem. Mergem aici din nou absolut nimica. Mai dăm încă 5 să deschid. Absolut poate nimica acum. Mai dăm încă 5 să deschid. Ia să mă uit aici încă 100. Absolut nimica, gen. Nu vine să cred. Absolut nimica. Nu mai așteptam la chestia asta, dar altceva nu prea avem de făcut. Mergem aici, niciun item, poate dacă mă uit de jos, poate pică ceva de genul, bine, nu ne mai uităm de jos, nu mai contează. Mergem aici puțin mai în față, un rainbow, un șuci, orice șuci, orice unu, atâta, măcar unu, știi, să, să ies pe plus. Bine, clar nu ies pe plus, pe plus, paus, pe plus, auzi. Clar nu e pe plus, dar totuși măcar să fie acolo ceva, ceva, un titlu, gen. Deschidem nu știu câte chei și primim șuci sau ceva de gen. Mai avem 37 de șanse, gen. 37 de șanse. 36 de șanse acum. 35. Aici pică ceva? Absolut nimic. Da, altceva nu avem ce să facem. da, uite, deschid una, ups. Deci deschidem câte 100, dai seama dacă eram aici, îți deschidem câte una, câte una, câte una. Mai deschide 100. Absolut nimica. Hai să mai deschidem încă 100. Pică ceva? Coins, charmstone, peste o grămadă de iteme. Sincer, sunt foarte multe iteme. 61 de mastery, 61 de astea, 46, 20, dar nu sunt iteme care mi-ar trebui acum. Gen, în total, itemele se adună, știi? E cât de cât ok. Dar acum să deschid 100 în continuu, să nu pice nici măcar un huge, deci wow. Dăm fix aici, dăm unlock, ia să ne uităm. Mergem aici, poate la final ne dă 3 deodată și aia e tot. Mergem puțin mai în față, dăm aici unlock, absolut nimica. Mai dăm aici încă o dată în loc absolut nimica. Hai să mai dăm încă o dată în loc aici la încă 100, absolut nimica. Hai să mai dăm încă o dată la 100, absolut nimica. Nici nu mai trebuie să văd, că știu deja că nu-i nimica, gen. Nu merită, cu siguranță nu merită. Mai avem încă de 24 de ori. bine, de 25, că o să mai păstrez câteva cheves. ce o să se mai aducă încă de 23 de ori, 24 de ori, ceva de genul. Pică ceva? Nu, Absu mai bine le vindeam, sincer, mai bine le vindeam. 200 de milioane, 200 de milioane de gemuri, 200 de milioane de gemuri pierdute, bine am mai cumpărat, uite asta e puțin să vedem dacă pică ceva aici, nu pică absolut nimica, am dat oricum aici să vedem, am dat 206 de milioane acolo, 159 ceva de genul pentru un videoclip să de deschidem la un moment dat, dar gen, sunt niște gemuri pe care eu le-am dat și niciodată nu o să le mai primesc înapoi, nici nu mai știu ce zic aici că nu mai are sens nimica, că nu pică absolut nimica, bă frate un șuș ceva, măcar un reality, un overlord, un ceva. Dar nu, frate, nu pică nimica. Mai deschid aici. Absolut nimica, gen. Mai, mai vedem pe aici, știi, mai ne uităm. Mergem aici, dau în loc. Absolut nimica. În loc. Absolut nimica. Mai mergem aici, mai dăm în loc. Absolut nimica. Bă, da, un shuj, atâta la final. Un siugi atâta, gen. Pă un bă, dacă ai da, ar fi bine. Știi, măcar ai luăm jumate din bani și am făcut și un video blană blanau. Dar acum uite, nimica. Avem un bonus charm. Asta e ce netă. Bonus charm. Aici n-a picat nimica. Mergem puțin mai în față. Mergem fix aici. Și nimica. Câte chei mai avem în total, sincer? Mai avem încă 900 de chei. Deci mai avem încă de 10 ori, da? O dată. De două ori. de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Da, chiar nu mi-a picat. Măcar, măcar, știu pe viitor, gen, să nu mai aștept nimic. De 6 ori, ce mastery am făcut? 83, 5 levele. Păi e ok, 5 level e ok. Măcar fac mastery asta e tot ce contează. Măcar mastery-ul. Mergem aici, a deschidem tot. Mergem pe aici, uite câte staguri și câte chestii ne dă, dar nu ne dă orice, orice. câte mai avem. Nu, frate, serios, nimica? Poate mi-a dat unul, frate, și nu l-am văzut eu. Uite, uite, uite. Ui... Da, nu-i nimic acolo. Mergem mai în jos, mai avem încă o să... Ultima dată. Legit ultimele chestii. Și n-a picat nici măcar un huge. Egal, mai avem 23. Egal, nu poți să cred. Nu, nu ne-a dat nimica. Da, cu siguranță e ce mai mare schem. Nu ne-a dat un reality, un overload, un ceva absolut nimica. Ne-a dat, uite aici ce mai punem, aici deja avem tot, ne mai trebuie reality, pardon. Deci nu pot să cred că nu mi-a dat nimica. Asta e, asta merităm, așa a fost să fie. Sper că v-a plăcut episodul, mie nu mi-a plăcut deloc. Apăsați acolo butonul de like dacă ați ajuns până la final și scrieți în comentarii, schem, schem, schem. Să aveți o zi excelentă.